Da, vag. Suntem gata? Putem să începem? Mersi. Da, putem începe. Stimați colegi, bine ați venit la acest briefing despre situația de securitate din țara noastră, susținut de președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Bună ziua! Dragi cetățeni, în ultimele zile au apărut în spațiu public mai multe discuții despre securitatea țării noastre. Declarațiile președintelui Zelenski despre planurile Federației Ruse de destabilizare a Republicii Moldova au fost confirmate de instituțiile noastre. Planul Rusiei de a întreprinde acțiuni subversive pe teritoriul statului nostru nu este unul nou. Tentative de destabilizare a situației și de subminare a statului au existat și în toamna anului trecut, dar ele nu și-au atins obiectivul datorită intervențiilor prompte ale instituțiilor noastre de securitate și de asigurare a ordinii publice. În perioada octombrie-decembrie, poliția și Serviciul de Informații și Securitate au intervenit în mai multe cazuri de organizare a elementelor criminale și au oprit tentativele de violență. În toamnă, accentul s-a pus pe criza energetică, care trebuia să provoace nemulțumiri majore în rândul populației și să conducă la proteste violente. Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului și luare de ostatici. Prin acțiuni violente, mascate sub proteste ale așa numitei opoziții, ar urma să se forțeze schimbarea puterii de la Chișinău. Documentele recepționate de la partenerii noștri ucraineni demonstrează o bună documentare a locațiilor și aspectelor logistice pentru organizarea acestor activități subversive. De asemenea, planul presupune folosirea persoanelor din afara țării pentru acțiunile cu caracter violent.
De exemplu, materialele conțin instrucțiuni despre regulile de intrare în Republica Moldova pentru cetățeni ai Federației Ruse, Republicii Belarus, Serbiei și Muntenegru. Vă asigur că instituțiile statului lucrează la prevenirea acestor provocări și țin situația sub control. În realizarea planului, autorii mizează pe mai multe forțe interne, dar în special pe grupări criminale, cum ar fi formațiunea SHOR și toate derivatele ei, pe unii veterani, foști angajați ai forțelor de ordine și pe mai multe persoane cunoscute pentru legăturile lor cu Plahotniuc. Așa cum am menționat mai devreme, scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei pentru a opri procesul de integrare europeană, dar și pentru ca Moldova să poată fi folosită de Rusia în războiul ei împotriva Ucrainei. Pentru a preveni acest scenariu, cer tuturor instituțiilor statului să dea dovadă de vigilență maximă. Parlamentul Republicii Moldova trebuie să adopte în cel mai scurt timp proiectele de lege care vor oferi SIS și procuraturii instrumentele necesare pentru a combate mai eficient riscurile la adresa securității țării. Toți cei care participă în aceste acțiuni îndreptate împotriva statului Republica Moldova, elemente externe, membrii ai partidelor politice și grupărilor criminale și toți cei care îi protejează pe aceștia, trebuie să fie trași la răspundere. Siguranța cetățenilor și securitatea țării este preocuparea noastră principală. Și în continuare vom face tot ce este necesar pentru a ne proteja statul și cetățenii, pacea și ordinea publică. Vreau să vă rog să rămânem vigilenți, să fim atenți și să credem informațiilor oficiale, pentru că cea mai agresivă formă de atac este atacul informațional. Încercările Kremlinului de a aduce violența în țara noastră nu vor reuși. Să păstrăm calmul, să credem în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Stimați colegi, a fost un briefing. Mulțumim!